Baschetbaliștii timișoarei au intrat în febra dublei cu ASE Soft. Cele două grupări își dispută calificarea în Final Four-ul Cupei României, după ce s-au întâlnit și în campionat în urmă cu mai puțin de o lună. Încercăm să fim pregătiți până la ora jocului. Știm că e o echipă puternică și că ne așteaptă două meciuri foarte grele. Va fi diferit față de campionat pentru că avem voie să trecem pe foaia de joc numai patru străini. Pentru noi e foarte important că în prima manșă nu va evolua burlacul. Lei din Banat au avut numai două zile de pauză de anul nou și vor juca prima manșă în ajunul Crăciunului sârbesc. Sunt sigur că și pentru jucătorii mei, ca și pentru mine, nu e pentru prima oară când joacă în zi de sărbătoare. Așa că nu va fi nicio problemă. Oricum, nu putem să ne facem planuri luând în considerare doar turul. Nu putem să gândim că la fotbal să obținem o diferență bună pe teren propriu care să ne asigure calificarea, pentru că în sportul nostru, în orice secundă, se poate întâmpla ceva care să întoarcă soarta unui meci. Basket Club Timișoara ASE Soft Ploiești se joacă vineri de la ora 18 la sala Constantin Jude. Returul are loc 4 zile mai târziu la Brazi.